adunau preasfințiile voastre, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți creștini, v-am invitat astăzi în această sală pentru a fi prezenți la spectacolul în vremea aceea, susținut de copiii orfelinatului Mănăstirii Înălțarea Domnului Bănceni din satul Molnița și ansamblului reunit al corurilor Arhiepiscopiei Domisului din Constanța. Înalt preasfințiile voastre, binecuvântați începerea acestei sărbători de suflet. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze și să primim Cuvântul lui Dumnezeu cel ziditor în sufletele noastre, care să ne fie hrană pentru vremea postului, pentru săptămâna patrilor, să întâmpinăm învierea Domnului cu bucurie, credință și dragoste. Mulțumim! Și prima piesă care vă propunem atenție dumneavoastră este piesa Sub o salcie pretoasă, interpretată de Anna Maria Calancea. Ca durerea
Ce-a plecat crengile-n jos, Maica-n plătit cu nuna și s-a dus la Golgota. Dar iudeii n-o lăsare cu cununa fără spin. Ei voiau Iisus să moară în dureri și-n mari. De-atunci salcia pletoasă nu s-a mai înălțat în sus, a rămas așa plecată ca să-l plângă pe ca să-l plângă pe Iisus. Mulțumesc! În interpretarea grupului vocal Agapis veți audia piesa Boże Mój. Thank you.
interpretarea Nataliei Postevcă va răsuna cânticul Doi ori senin. Oh, Senhor.
continuare vă propunem spre audiție cântecul Pisnea pro Mamă, interpretat de grupul vocal Agapis, din cadrul orfelinatului din satul Molnița a Mănăstirii Înălțarea Domnului Bănceni. Cântecul Pisnea pro Mamă. Thank you.
În continuare, Dumitru Dovzhenko vă propune spre audiție cântecul Numai părinți. Dumitru Dovzhenko. Cântecul Iubirea mea de Domnul.